Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prima News. Suntem împreună pentru 3 ore de acum înainte și începem cu titlurile orei 12. Președintele Klaus Iohannis găzduiește astăzi la Palatul Cotroceni împreună cu președintele Consiliului European Charles Michel o reuniune dedicată pregătirii viitoarei agende strategice a Uniunii Europene. La reuniune vor participa și premierul Belgiei, al Ungariei și al Croației. Situația de la Poșta Română s-a deblocat, iar pensionarii nu vor mai fi în pericol să nu-și primească banii la timp. Ministrul digitalizării, Bogdan Ivan, a anunțat că după zeci de ore de negocieri s-a ajuns la o formă finală a contractului colectiv de muncă dintre sindicatul reprezentativ și Compania Națională Poșta Română și a precizat că angajații vor primi o creștere salarială cuprinsă între 350 și 370 de lei net, majorare care va fi acordată în două tranșe, de la 1 iunie și de la 1 septembrie. Alertă la o școală din centrul Timișoarei, zeci de elevi și profesori au ajuns la spitalul de copii și la spitalul municipal din Timișoara cu simptome de intoxicație. Nu se cunoaște cauza, mai ales că unitatea de învățământ nu are cantină, nu este racordată la gaze naturale și nici nu a fost făcută vreo dezinsecție sau deratizare. Cursurile școlare au fost suspendate miercuri. O ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență a început la ora 9 la Prefectura Timiș. România are 6 reprezentanți în clasamentul miliardarilor lumii, publicat de revista Forbes. Este vorba despre Daniel Dines, Ion Siriac, frații Dragoș și Adrian Pavel, Ion Stoica, Matei Zaharia. Averile lor însumate ajung la 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat român este Daniel Dines, în vârstă de 52 de ani, cofondatorul și CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, cu avere estimată de Forbes la 2,7 miliarde de dolari. El ocupă locul 1238 în clasamentul, în care figurează 2781 de persoane din întreaga lume cu averi de cel puțin 1 miliard de dolari. 9 persoane au fost rănite, mai multe clădiri s-au prăbușit după un cutremur puternic care a lovit estul Taiwanului. O alertă tsunami a fost emisă în sud-vestul arhipelagului japonez, dar și în Filipine. Seismul a avut loc la ora locală 7:58, ora 2:58 de minute, ora României, la o adâncime de 15,5 km, chiar în largul coastei de est, potrivit administrației meteorologice locale. A fost cel mai puternic cutremur care a lovit insula în ultimii 25 de ani. Iarna blândă ne-a ajutat să ne ținem facturile la gaze la un nivel suportabil. Prețurile gazelor naturale au scăzut puternic, în timp ce lumea se confruntă cu o ofertă excesivă după o iarnă mai caldă decât erau așteptările. Recenta perioadă de glorie a gazelor naturale lichefiate a crescut prețurile și profiturile, stimulând un val de investiții în acest sector. Acțiunile companiei chineze Xiaomi au crescut cu până la 16% marți. Vehiculul electric sport al producătorului de electronice lansat săptămâna trecută a atras un interes puternic, deși o prognoză a unei firme de brokeraj arată că firma ar pierde aproape 10.000 de dolari pe mașină în acest an. Continuăm cu sport. Surpriză imensă în Cupa României, mai ales prin proporțiile scorului. Echipa din Liga Secundă, Corvinul Hunedoara, a învins marți seară CFR Cluj, scor 4-0, producând surpriza sferturilor de finală ale Cupei României. La tenis, Jacqueline Cristian, locul 83 WTA, a învins-o pe sportiva americană Madison Keys, locul 18 mondial, și s-a calificat în optim la turneul de la Charleston de categoriei WTA 500. Ca de obicei, informațiile meteo pe final. Temperaturile se vor situa ușor peste cele normale în această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 15 și 23 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 11 grade. Cerul va fi temporar noros și va ploua local în zonele montane și submontane. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte,
Vântul va avea intensificări la munte, în special în Carpații Orientali, dar local și în nord, nord-est și centru. Klaus Iohannis, doamnelor, domnilor, se întâlnește cu lideri europeni, cu liderul Consiliului European, Charles Michel. Împreună vor discuta despre agenda strategică a Uniunii Europene și, bineînțeles, o să discutăm și despre viitorul politic al lui Klaus Iohannis. Acum că se împlinesc 20 de ani, ieri s-au împlinit mai exact, 20 de ani de când țara noastră se află sub umbrela NATO. 20 de ani de apartenență la Alianța Nord-Atlantică. Și avem o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Ce a învățat România după 20 de ani de apartenență la NATO? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Scurtă pauză acum, ne întoarcem la dezbatere. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, l-avem alături de noi pe Alexandru Lăzescu, analistul de politică externă, întrucât n-am apucat ieri să dezbatem toate temele. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație. N-am apucat ieri să vorbim de al nostru președinte, Klaus Iohannis, care are astăzi niște întâlniri destul de importante. Se discută despre agenda strategică a Uniunii Europene, împreună cu Charles Michel, cu șeful Consiliului European și cu alți lideri, printre care și deja faimosul sau controversatul Victor Orban și nu numai premierul Belgiei, premierul Croației. Are o serie de întâlniri importante Klaus Iohannis astăzi. Întrebarea care se pune, pe lângă temele deja anunțate ale discuțiilor, dacă ne așteptăm sau nu ca președintele Klaus Iohannis să-și facă lobby și pentru funcția pe care o vizează, respectiv cea de secretar general NATO. Vă așteptați și la genul ăsta de lobby din partea lui Klaus Iohannis sau la genul acesta de discuții legate de sprijin? Bun, ca agenda oficială, sigur, nu la masa, zică, comună de discuții, nu. Dar evident, în felul în care interacționez cu invitații pe care îi ai, nu? Sigur, e de discutat cât de influente fiecare dintre ei. E adevărat, Ungaria și deci Victor Orban va prelua președinția Uniunii Europene, deci are un rol în viitor. Da, cu siguranță, întâlniri bilaterale, întâlniri informale, care sunt practic inevitabile într-o astfel, sau, mă rog, sunt imposibil de evitat într-o astfel de întâlnire, sigur vor avea loc aceste discuții. Problema lui Klaus Iohannis în acest moment, el părea să fie destul de bine poziționat la un moment dat. Sigur că exista acel sprijin quadripartit din partea principalilor puteri de europene, adică Statele Unite plus cele trei puteri europene, Germania, Franța și Marea Britanie. Dar opoziția destul de solidă de pe frontul de est, sigur era și Victor Orban, nici Erdogan nu era prea entuziasmat de Mark Rutte. Însă lucrurile s-au schimbat în momentul în care au apărut două elemente. Pe de o parte, Kaya Kallas, care era și ea în discuție premierul Estoniei, care e foarte populară în afară, dar nu are ceva probleme în interior. Însă ea era văzută și cam toți cei din zona țărilor baltice cam mult prea agresivă în raport cu Rusia. A mai căzut și fostul, pentru că a demisionat între timp, fostul ministru de externe al Letoniei, care era și el oarecum luat în discuție, iar faptul că, iată, Kaya Kallas a declarat sprijin pentru Rutte, demonstrează că probabil presiunile din culise și au fost foarte convingătoare și, sigur, țările baltice nu își puteau permite să-și ridice în cap, ca să zic așa, puteri europene importante care sunt alături de Rutte. Ele erau puse și într-o situație destul de complicată, de faptul că deja și anunțaseră sprijinul și, sigur, nu dădea bine să-și retragă acest sprijin.
Ați văzut, a fost și declarația ambasadoarei Statelor Unite la Julian Smith la NATO, care și ea a reafirmat practic sprijinul pentru Rute, așa că Klaus Iohannis cred că în acest moment este într-o poziție complicată. Ar rămâne Ungaria, care are o relație, să zicem, la nivel foarte, inclusiv Orban, dar Ungaria ca atare, el a fost, Mark Rutte a fost extrem de jignit și a fost extrem de chiar dincolo de limitele acceptabile la nivel diplomatic în relația cu guvernul de la Budapesta. Dar probabil nici Ungaria nu va putea să fie chiar singură împotrivă. Erdogan, ca de obicei, va încerca să negocieze ceva. Așa că poziția care părea să aibă ceva șanse a lui Iohannis, din punctul ăsta de vedere, cred că în momentul de față lucrurile sunt complicate. Mai ales e greu dacă americanii țin morțiși să meargă pe un anumit secretar general, cu toate că ar fi al patrulea secretar general din Olanda, vine dintr-o țară cu bugetul apărării semnificativ sub 2%. Iată că lucrurile astea nu prea contează în acest moment și este văzut ca, să spun așa, un personaj politic acceptabil. Acum, ce poate să facă? Problema este, și aici întrebarea importantă pentru Klaus Iohannis, care este evident într-un demers de a încerca să-și găsească un job la nivel internațional, acum când iese de pe scena politică internă, este dacă această tentativă de a intra în cursa asta pentru poziția de secretar general NATO îl ajută sau îl încurcă, adică dacă a enervat mai mult, cum a zis la un moment dat Frankfurt Adler mai înțeleg, pentru că a produs multă iritare și atunci s-ar putea ca această iritare să-l coste și atunci când vine vorba de poziții la nivelul Uniunii Europene, sau să zicem în cazul fericit pentru el, dacă prin poziția asta, într-un fel va obține, mă rog, o chestiune, un soi de negociere pentru a-i da o poziție, un argument în negocieri pentru a obține o poziție la Bruxelles. Părerea mea este că a doua variantă ar fi fost valabilă în condiții în care s-ar fi păstrat o poziție substanțială față de Mark Rutte. Dacă opoziția asta se pur și simplu se dizolvă, după cum vedem în acest moment, e din contra mai degrabă prima variantă care ar putea să-l încurce pe Klaus Iohannis. Sigur, vom mai vedea, dar așa cum arată lucrurile, nu arată foarte bine, cu siguranță, pentru poziția de secretar general, iar pe partea cealaltă, dacă a iritat destul de mult acest demers, s-ar putea să fie destul de costisitor. Păi și ce altă funcție ar putea să vizeze prin... Adică poate fi și un mijloc de negociere asta cu NATO, nu? Cu candidatura la NATO. Da, ar fi, da, în condițiile în care, dacă ar fi existat un front foarte solid împotriva lui Rutte și în sprijinul lui Iohannis, că și aici e o nuanță, poți să fii împotriva lui Rutte fără să fii neapărat un mare... sau să-l sprijin pe Klaus Iohannis. Deci dacă acest front, să zicem, ar fi rămas suficient de solid, atunci Klaus Iohannis ar fi putut spune, uite, renunț eu, ies din cursă, pentru că nu vreau să încurc, să nu vreau ca alianța într-un moment greu să treacă prin astfel de să zicem, frământări interne și atunci, dar aș vrea, să zicem, să schimb cu altceva. În momentul ăla avea o poziție puternică, dar în momentul în care levierul tău de sau argumentele tale de negociere, adică faptul că cu adevărat reprezinți o alternativă la Rutte, se cam prăbușesc, în momentul ăla ieși din contra în situația cealaltă, pentru că pozițiile pe care el se poate duce, el e totuși un președinte de țară, n-ar putea fi decât câteva. Președinția Comisiei Europene, sigur, e de discutat aici, dar nu cred că o va putea obține. Nici Ursula von der Leyen, vorbeam ieri, nu e neapărat foarte sigură pe poziție. Se discută deja de Mario Draghi, la un moment dat s-ar putea să fie acceptabil. Mă rog, nu cred că e o poziție foarte, care e implicată foarte direct, nu e numai una de prestigiu, implicată foarte direct în politica europeană. Nu cred că Klaus Iohannis ar putea să ajungă acolo. Ar rămâne
președintele Consiliului European. Sigur, asta ar putea să-i se potrivească, dar știți, încep de acum discuțiile. Cine, cum, bărbat, femeie, apar tot felul de lucruri de acest gen. Și ar mai fi poziția de președinte poziția de președinte al Parlamentului European, nu poți să te duci pentru că trebuie să fie cineva din această zonă. Ar mai fi poziția de urmea, se discută acum și poate inclusiv la București va apărea această chestiune a unui comisar european, probabil și vicepreședinte a Comisiei Europene, ca să-i dea și mai mare greutate, cu responsabilități pe zona de securitate. Să zicem că aici ar putea eventual să aici au apărut deja niște discuții, că e vorba totuși de un fost șef de stat, sau mă rog, la vremea respectivă va fi vorba de un fost președinte, și mulți zic că un rol de comisar nu ar avea exact greutatea de care vorbeați pentru un fost președinte, adică da, poate întărită și de funcția asta de vicepreședinte, poate s-a discutat mult și despre chestia asta. Da, sigur, da, până la urmă se pot face, se pot face anumite, să zicem, e adevărat, desigur, de pe poziția de președinte, mă rog, ai putea să te duci președinte de Comisie Europeană, ceea ce, sau președintele Consiliului European. Da. Dacă să o luăm așa, cea mai tentantă pentru el, și aici e de discutat, el s-ar putea, nici nu-mi dau seama, sigur că noi speculăm, dacă el a intrat în cursa asta pentru NATO, pentru că avea semnale că nu, probabil despre rute. Vă aduceți aminte că el a făcut anunțul că ar fi interesat de poziția NATO exact pe 22 februarie, când la Washington s-a anunțat că Statele Unite ar sprijini. A făcut-o prin Bloomberg. Și atunci, deci, nu cred că a fost, e greu să cred că a fost o întâmplare. Deci, nu știu dacă el a socotit că intrând în această cursă își maximalizează șansele pentru, de exemplu, pentru poziția de președinte a Consiliului European. Posibil să fi gândit și așa, dar știți, aici ești pe muchie la un moment dat, depinde cât irit, cât de multă lume iriți, cât ce levier de ai în negocieri. Vom vedea. Acum, ca să spun așa, sigur că el încearcă acum întâlnirea asta pe care, e clar că s-a oferit gazdă pentru această întâlnire, în care vin niște lideri europeni. Acum, Charles Michel nu e nici pe departe foarte popular, din contră a fost și el un personaj controversat, care, culme, și el a fost acuzat, călătorește cam mult și nu da. Cu mare. Și cu avionul și cu costurile. Și nu mai spun că inițial a zis că demisionează. Lumea s-a speriat pentru că dacă el demisiona, venea pe perioada asta intermediară Victor Orban și atunci toate tunurile s-au pus pe el să revină. Deci nu e un om, nu cred că e un om foarte influent. Și așa el a intrat așa cumva pe o turnantă de ajuns președinte a Consiliului European. Nu mai vorbesc de faptul că pe toată această perioadă a avut și o relație destul de conflictuală cu Ursula von der Leyen. Nu prea s-au înțeles, fiecare încercând cumva să arate că el e cel mai legitim reprezentant al Uniunii Europene, mai ales în întâlnirile sau în reuniunile externe. Deci nu cred că, nu știu cât îl ajută pe Klaus Iohannis prezența lui Charles Michel. Ceilalți, sigur, Orban va prelua prin Ungaria președinția Uniunii Europene, dar Orban are și sprijinitori în interiorul Uniunii Europene, cu toate că are și foarte mulți critici. Da, nici Orban nu cred că poziția lui Orban, și părerea mea este că vor exista niște limite, cum a fost și în alte situații, în care Victor Orban, care e un om cu experiență, știe cât să întindă coarda și probabil va încerca să obțină și el ceva legat de ce se va întâmpla în Europa, cu atât mai mult cu cât el speră că la Washington va veni președinte Donald Trump, cu care are o relație foarte bună, după cum știm. Așa că nu cred, deci și socotelile aici sunt destul de complicate. În altă ordine de idei, cu sau fără Klaus Iohannis în fruntea NATO, indiferent dacă va obține, nu va obține funcția, timpul merge înainte și iată-ne cu bune, cu rele, de 20 de ani în Alianța Nord-Atlantică, de 20 de ani sub umbrela asta de securitate, așa cum o
numesc atât politicienii, cât și analiștii, cât și noi jurnaliștii, sub această umbrelă de securitate numită NATO, Alianța Nord-Atlantică. Ce a învățat România în acești 20 de ani de apartenență la cea mai puternică alianță militară? Bun, sigur că ea a venit în 2004, într-adevăr, după un eșec în 1997 și care, într-un fel, e foarte interesant, știți că e toată discuția asta vis-a-vis de care, mă rog, care a fost rostul acestei extinderi către Est, NATO. Și foarte știți că există multă lume, nu numai la Moscova, acolo e previzibil. Dar a fost Mersemeyer și alții, mă rog, analiști care au mers pe ideea că NATO a provocat, de fapt, Rusia și că această expansiune în Est nu trebuia să se întâmple. Realitatea este că americanii au acceptat-o, dar în urma unor presiuni din Est. A fost Lech Walesa, a fost Havel, care la momentul ăla erau oameni cu mare influență și foarte respectați în perioada aceasta postcomunistă, care au presat foarte mult, tocmai pentru că ei și-au dat seama că situația, să zicem, calmă, sau mă rog, situația relativ care nu e periculoasă în Europa, se poate schimba oricând. Nu poți miza pe faptul, Rusia era slabă în acel moment, dar nu știi ce va face Rusia în viitor. Deci am vrut să spun lucrul ăsta pentru că există mult discurs pe tema asta că americanii au împins foarte tare expansiunea NATO. De fapt, în Est. De fapt, sigur că discuția se poate face, dar trebuie să spunem că foarte mult din aceste, mă rog, cei care au militat foarte mult pentru această extensie Est au fost europeni și ne aducem aminte cum a fost întâmpinat eșecul nostru de la Madrid în 1997, a fost o adevărată campanie în România. Evident că apartenența la NATO a fost și este importantă pentru țările din Est, mai ales în acest context de acum, dar în general pentru orice țări din flancul de Est, apartenența la NATO este importantă, datorită articolului 5. E adevărat, aici trebuie să fim, povestea cineva... Bine, aici până la articolul 5 mai avem articolul 3, mai avem articolul 4, adică... Da, și bun, și povestea cineva, n-am să dau nume, dar un om care a ocupat poziții importante în structurile de putere din România, că în cursul unei întâlniri la Londra, sigur, lumea vorbește de articolul 5, nu trebuie să-l luăm așa, adică cei de acolo spuneau, sigur, nu e chiar atât de sigur că, de exemplu, un atac al Rusiei în țările Baltice ar duce la un război generalizat cu NATO. E o discuție complicată, n-aș vrea să o aduc neapărat aici, dar trebuie să, pe de altă parte, adică, ce vreau să spun cu asta, că trebuie să fii și tu pregătit. Uite la Polonia, adică numai faptul că ai umbrela NATO nu e suficient. Polonia, cea mai importantă țară din Est, a înțeles lucrul ăsta, mă face cheltuieli substanțiale și chiar această schimbare de regim de la Varșovia între fosta administrație și Donald Tusk, care a revenit la putere, și deși sunt într-un conflict masiv între alții, inclusiv sunt o mulțime de scandaluri politice în momentul ăsta în Polonia, dar din perspectiva, iată, Donald Tusk are cel puțin două zone pe care merge cu oarecum la fel. Iar una dintre ele este cea legată de securitate, adică un buget care ei vor să-l ducă până la 4%, deci nu 2% din PIB, cu achiziții masive. Adică asta dovedește că trebuie să fii totuși prudent și să te bazezi mare parte și pe forțele proprii. Pe de altă parte, sigur că iar mai trebuie, nu trebuie să uităm un lucru. În general, la vremea respectivă, eu am fost destul de implicat, atunci știam cam ce se întâmplă, inclusiv am fost la Helsinki în decembrie 1999, când România a devenit oficial țară candidată în Uniunea Europeană, și la acea vreme se știa foarte clar că existau doi pași ca să ajungi în Uniunea Europeană, adică, sau exista acest pas, adică trebuia să fie acceptat și în NATO ca să poți ulterior să ajungi în Uniunea Europeană. Cam toate țările de pe flancul de Est au trecut prin acest proces. Au fost întâi membri în NATO și după aceea au intrat în Uniunea Europeană. E adevărat că noi și cu Bulgaria am intrat mai târziu, cu 3 ani mai târziu, dacă nu greșesc, da. Ceilalți au venit mai devreme, dar una peste alta era acest proces. Desigur că
contează acest lucru, contează și datorită prezenței americane. Sigur, bun, se va discuta destul de... Acum, pe ce spuneți, sunt de acord cu dumneavoastră și uitându-mă la Polonia și la avansul ăsta al înarmării și al procentelor din PIB date pentru apărare, na, cumva putem înțelege. Avem un conflict sângeros. Când vecinul și apușcă, de regulă trebuie să-ți cumperi și tu, mai ales dacă vecinul respectiv se află deja în fața unei agresiuni. Eu ce am aici am cu discursul politicienilor, pentru că ni se spune de foarte mult timp, domnule, stați liniștiți, România își plătește banii, plătește 2% din PIB, ajungem chiar la 2,5% din PIB pentru apărare. Știți că a făcut Donald Trump la un moment dat acele declarații care au dat naștere unor controverse foarte mari. Domnule, cine nu-și plătește datoriile, nu-și plătește contribuția, ai nu datoriile la NATO, Rusia, să facă ce vrea și așa mai departe. Și noi stăteam liniștiți, zic, domnule, ne-a spus domnul Iohannis, ne-a spus domnul Ciolacu că noi ne plătim datoriile acestea. După care vine, când? Pe 24 martie vine raportul oficial NATO care spune clar, în 2023 România a cheltuit pentru apărare nu 2,5%, ci doar 1,6% din PIB, adică sub media țărilor aliate. Și mai mult decât atât, dacă ne uităm din acest 1,6% din PIB, 60 și ceva la sută din suma asta se duc spre salarii și nici de cum pe înarmare și pe modernizarea forțelor. În general, sigur că asta a fost un duș rece, mai ales că tocmai Klaus Iohannis era în plină campanie de, exact, era în plină campanie de obținere a acestei poziții de secretar. Vă întrerup o secundă, vreau doar să-l salut și pe domnul Ion Bogdan Lefter, tot de asemenea analist de politică externă, și vă las imediat să continuați. Vă salut, domnule Lefter, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc că mi-ați avansat. Bun. Deci ce vreau să spun este că i-a venit această, mă rog, această desincronizare, nu știu cum să-i spun, faptul că una declară, alta e în realitate, sigur, a fost destul de supărătoare. Dar altceva, și eu cred că acest tip de discurs în care singura apeși exclusiv pe faptul că ești membru NATO, nu e suficient. Până la urmă, și asta e un lucru pe care mulți nu-l înțeleg, ceea ce, dacă vrei să, și deși e o realitate istorică, dacă vrei într-adevăr să-ți asiguri securitatea, așa, asta e valabil și la nivel NATO și la nivelul național a fiecărei țări. Trebuie să ai, să descurajezi, nu? Pentru că, de fapt, decizia de a cuiva de a te agresa, de a ataca, ia în calcul, în primul rând, care este capacitatea ta de descurajare. Deci, din acest punct de vedere, nu trebuie să facă așa această discuție legată de cât de solidă e capacitatea de descurajare a României în NATO. Sigur, nu ține numai de faptul, sigur, că avem o bază americană care se va extinde, iată, foarte mult. E foarte important să vedem lucrurile și din perspectiva asta. Domnule Lefter, 20 de ani de apartenență la NATO, cum arată România astăzi? Bine, în afară de faptul că, da, ok, suntem protejați. Dar cum arată România ca putere în NATO, mai ales că ne pregătim, sau, mă rog, cel puțin o parte dintre noi, președintele Klaus Iohannis, de exemplu, se pregătește să se ducă chiar spre fruntea acestei alianțe, spre conducerea alianței. Acum, cu șanse mai mari, mai mici, rămâne să le cântăriți dumneavoastră în răspuns. Dar cum arată România ca putere în NATO, ca influență? Sau ne bazăm doar pe faptul că suntem poziționați strategic, iată că avem și un conflict la graniță, din păcate, dar acest lucru, strategic vorbind, poate reprezenta un avantaj pentru Klaus Iohannis. Cum vedeți toate aceste lucruri? Vă rog. S-a înțeles deja și din discuția de până acum, pe care am urmărit-o la televizor și, sigur, din dezbaterea generală a ultimilor ani, a ultimei perioade, că e un subiect
greu, în sensul că e un subiect complex, amplu, care privește nu numai țara, ci regiunea și echilibrele geostrategice generale. Deci e un subiect complicat. Acum, un prim răspuns pe care l-aș da la întrebarea principală pe care ați formulat-o ar fi următorul, că deși sigur vremurile sunt grele, sunt vremuri tulburi cu ce știm război în țara vecină, deci vremuri în care e greu să spui că îți merge bine. Totuși, răspunsul trebuie să fie pozitiv. După integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, adică în organizațiile euroatlantice, noi am progresat foarte mult, au fost absorbite enorme fonduri de dezvoltare, țara s-a ridicat în foarte multe privințe. Există în continuare, în inerție, dar și cu motive noi care apar tot timpul, inflație, dificultăți de viață, există tendința asta a românilor de a fi critici, autocritici, de a se văicări, de a spune că nu e bine, că România nu merge într-o direcție bună, că e vai de capul nostru și să mai găsește câte un exagerat care să spună că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Este complet fals, trăim în cu totul altă țară, mult evoluată, cu foarte multe argumente pe care n-ar fost acum să încercăm să le inventariem. Nu, dar mai spus lucrurile acestea, adică întrebarea mea apropo de nostalgie, dacă îmi permiteți o paranteză, apropo de nostalgia asta, întrebarea e, lăsați că apare, de exemplu, la cineva care a trăit perioada respectivă. Dar eu nu înțeleg la tineri, la cei de vârsta mea care privesc doar așa din ce au citit în anumite cărți sau din ce le-au povestit părinții, li se aprinde un fel de nostalgie. Noi care suntem o generație dependentă de device-urile astea, dependentă, iată, de laptop, de informații, cum ar fi acum în direct, în timp ce vorbim, dintr-o dată să cadă curentul sau să se întâmple, și nu că a fost o avarie, ci pentru că a fost oprit de la centru, adică la lucruri de genul ăsta ar trebui să-și răspundă tinerii respectiv. Sigur, începând de asemenea lucruri concrete și urcând treptat spre lucruri mai generale, ideologii, concepte, valori și așa mai departe. Sigur, aveți perfectă dreptate. Discuția pe care acum o sugerați se poate purta, dar e iarăși o discuție amplă. Există nostalgici ai vechiului regim care au trăit atunci și fie uită, li se șterge din memorie ce nu era bun și își amintesc de o anumită stabilitate cu unele avantaje. Există și categorii care au fost profitori ai acelui regim și aceia sigur că sunt nostalgici, îi putem identifica printre clientelele și votanții anumitor formațiuni politice de azi, iarăși altă discuție. Tinerii pot vorbi pozitiv despre epoci din urmă, chiar dacă nu le-au trăit, doar pe baza unor idei vagi, a unor principii, nu? Regimul comunist a avut principii minunate, toată lumea să fie egală, toată lumea să trăiască bine, să nu fie niciun fel de discriminare. Din păcate însă, după cum se știe, în versiunea parodică, sarcastic parodică a lui George Orwell din Ferma animalelor, romanul lui Pereche la 1984, în 1984 asta roman Sumbru. Asta la ala vă referiți, da, 1984 roman Sumbru de proiecte în viitor a degradărilor dintr-o societate totalitară, apoi romanul Pereche cu personaje animale, Ferma animalelor, în care porcii care dictează, domină, elaborează un decalog ale cărui prime două legi sunt: 1. Toate animalele sunt egale, 2. Unele animale sunt mai egale decât celelalte. Cam asta a fost, să zicem, esența dictatorială a regimului.
Ei, dacă n-ai trăit, ții minte doar sau ți se spun, vezi la școală, eventual, se spune în familie doar principiile, poți fi ca tânăr să fii un fel de nostalgic, dar aș opri aici acest bun, subiect. Bun, să ne întoarcem la NATO. Și la situația de azi. Deci, România a progresat enorm și apartenența la NATO, ca să rămânem mai focalizați pe subiect, este un lucru extrem de pozitiv. Avem, cum ați spus, garanțiile de securitate care, sigur, trebuie discutate și văzute și nuanțele. Aș spune, în primul rând, că e un lucru important pentru noi faptul că suntem o țară destul de mare. Ați menționat în dialog împreună cu domnul Lăzescu și situația țărilor baltice și altora. Balticele sunt țări minuscule. Ele sunt lipite de Bielorusia acum, deci au fost parte din Uniunea Sovietică. Orice conflict, orice intrare militară, invazie, cum a făcut Rusia în Ucraina, în aceste țări, e ca un fel de invazie într-un județ două, cum gândim noi la scara României. Valul revărsat peste graniță ar acoperi rapid întregul teritoriu. Noi suntem o țară aproximativ jumătate, un pic mai puțin decât Ucraina, și ca teritoriu și ca populație. Ucraina 40, parcă 8 de milioane, câțiva sunt acum plecați în străinătate. Polonia aproximativ 40, noi 20 sau mai puțin și cu migrația de muncă pe care o știm, dar suntem totuși în categoria țărilor cu suprafață mare și cu populație considerabilă, în timp ce în jurul nostru, de la Balticele minuscule până la Slovenia de 2 milioane de locuitori și până la Bulgaria, Albania, celelalte state post-iugoslave, toate sunt țări de la 10-11 milioane de locuitori, Ungaria, până la, cum spuneam, 2 milioane Slovenia și așa mai departe. Deci sunt, e un teritoriu statalmente vorbind destul de fărâmițat. Noi avem aceste caracteristici care, dacă privim spre ce se întâmplă în Ucraina, înțelegem că întotdeauna joacă strategic în favoarea țării mai mari obligate să se apere, pentru că un atac militar nu poate să se extindă foarte rapid asupra întregului teritoriu, se poate organiza o apărare și așa mai departe. Nu trebuie să ne gândim să sărim direct la ideea că vom fi atacați. E foarte mică șansa ca Federația Rusă să declanșeze efectiv un atac militar asupra NATO și, într-adevăr, se vorbește eventual doar de ceea ce ei declară ca fiind zone de proximitate și de pericol pentru securitatea națională a Federației Ruse, și acolo sunt menționate țările baltice, este sigur Ucraina, care deja e atacată, și eventual Republica Moldova. Dar trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri și în România, deși sigur nu există nicio campanie serioasă de informare dinspre autorități, în așa fel încât populația să înțeleagă mai bine care sunt datele generale ale problemei, până să ne punem problema unei apărări efective. Deși nu se face o, nu știu, pregătire preventivă mai serioasă. Să stăm liniștiți, în general. Da, totuși, ați văzut că s-a vorbit despre introducerea unui stagiu militar voluntar, care să mai mărească potențialul de apărare în caz de conflict, să poată fi rapid chemați în serviciu activ un număr mai mare de rezerviști cât de cât instruiți. Se dezvoltă infrastructura după Deveselu, acum baza militară NATO de la Cogălnicianu se extinde masiv, s-a anunțat o investiție mare acolo, vor fi circa 10.000 de militari NATO care vor avea acolo bază, vor fi permanent în bază. Până acum au fost mereu trupe NATO, dar în număr mai mic de sute oameni și prin rotație, într-adevăr.
Se vorbește despre participarea României și probabil chiar și astăzi la Cotroceni. Președintele Iohannis împreună cu invitații săi vor discuta și acest lucru despre susținere financiară europeană masivă de la Bruxelles pentru extinderea producției de armament și muniții în Europa și inclusiv în România. Deci se întâmplă unele lucruri. Și dați-mi voie să mai adaug acum. Foarte scurt, vă rog, continuăm, da, continuăm dacă va mai fi timp, că diferența de procente la care v-ați referit trebuie rapid explicată. Nu e vorba despre un anunț de cheltuieli asumat de România urmat de cheltuieli efective mai mici, ci e vorba despre alocarea bugetară. Deci în bugetul României pe 2023 au fost alocate 2% și în 2024 2,5%. Pe anul trecut știm că între construcția bugetului la înainte de începutul unui an bugetar și exercițiul bugetar efectiv pot apărea diferențe. În unele domenii se cheltuiește mai mult și atunci la rectificări se mai alocă un pic și pot fi și situații în care din diverse motive, nu știu, n-am mers în ritmul dorit construcția unei uzine de armament sau mai știu eu ce altceva, se poate să nu se fi cheltuit integral ceea ce totuși este alocat, este legal și se poate cheltui fără probleme. Bun, vă mulțumesc, domnule Lefter. Foarte scurtă concluzie, domnule Lăzescu, vă rog. Așa ca o concluzie aș pleca de la ce spuneați mai devreme. Una din problemele, cred că două lucruri aș vrea să subliniez. Unu, faptul că în una din problemele partenerilor europeni din NATO este că într-adevăr multe din aceste cheltuieli se duc pe pensii, pe salarii și așa mai departe. Adică e o discrepanță destul de mare între felul în care se împarte bugetul militar american, de exemplu, în care partea de echipamente efectiv de care ai nevoie e mult mai consistentă procentual, vorbesc, decât în Europa. A doua, legat de ce vorbeați mai devreme, eu cred că e important în România să creăm acest tip de realizare a faptului că să facem lumea conștientă că acest pericol, sigur, aici avem două tipuri de dacă vreți, de bombardamente sau de încercări. Pe de o parte, Moscova, care încearcă să creeze impresia că îi provocăm și în felul ăsta mulți să-i facă pe mulți români să spună că nu trebuie să fim mai atenți, să nu-i supărăm prea tare pe ruși, ceea ce e o greșeală să reacționeze așa, dar pe de altă parte, iar e important să ne dăm seama că acest tip de abordare trebuie luată în serios, adică nu te poți numai, apropo de ce vorbeam, nu te poți numai baza pentru doar să pleci doar la faptul că ești parte din NATO. E foarte important și sunt perfect de acord cu ce s-a spus, inclusiv din perspectiva felului în care proiectăm proiecția pe care o face România în afară, dar e important totuși să înțelegem că trebuie făcut ceva pe plan intern, nu poți să stai numai să te legi doar de punctul 5. O să vorbim și ora viitoare despre acest subiect. Vă mulțumesc, domnule Lăzescu, domnule Lefter. Pe dumneavoastră cei de acasă vă aștept după o scurtă pauză cu titlurile orei 13 și o nouă rundă de dezbateri. Continuăm discuțiile despre NATO, viitorul politic al lui Klaus Iohannis. Au mai rămas câteva întrebări. Cât de protejați suntem? Rămâne să răspundem și la aceste întrebări. Pauză, ne întoarcem. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, titlurile orei. Președintele Klaus Iohannis găzduiește miercuri la Palatul Cotroceni împreună cu președintele Consiliului European Charles Michel o reuniune dedicată pregătirii viitoarei agende strategice a Uniunii Europene. La reuniune vor participa și premierii Belgiei, Ungariei și Croației. Situația de la Poșta Română s-a deblocat, o veste bună, iată, iar pensionarii nu sunt în pericol să nu-și primească banii la timp. Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunțat că după zeci de ore de negocieri s-a ajuns la o formă finală a contractului colectiv de muncă dintre sindicatul reprezentativ și Compania Națională Poșta Română. Și a precizat că angajații vor primi o creștere salarială cuprinsă între 350 și 370 de lei net. Majorarea va fi acordată în două tranșe, de la 1 iunie și de la 1 septembrie. Sindicatele afiliate Federației Solidaritatea Sanitară au organizat de la ora 12 la ora 13 o grevă de avertisment în unitățile sanitare.
Angajații au revendicări legate de creșterea reală a veniturilor, indexarea cu nivelul inflației și eliminarea inechităților salariale. Alertă la o școală din centrul Timișoarei, zeci de elevi și profesori de la Colegiul Național Loga, CD Loga, au ajuns la spital, la Spitalul de Copii și la Spitalul Municipal din Timișoara cu simptome de intoxicație. Nu se cunoaște însă cauza, mai ales că unitatea de învățământ nu are cantină, nu este racordată la gaze naturale și nu a fost făcută dezinsecție sau deratizare. Cursurile școlare au fost suspendate miercuri, o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență a avut loc la prefectură, DSP Timiș a trimis la laborator probele luate de la Colegiul CD Loga. Mergem mai departe. România are 6 reprezentanți în clasamentul miliardarilor lumii, publicat de revista Forbes. Este vorba despre Daniel Dines, Ion Țiriac, frații Pavel, Ion Stoica și Matei Zaharia. Averile lor cumulate ajung la 10,6 miliarde de dolari, cel mai bogat dintre ei fiind Daniel Dines, în vârstă de 52 de ani, cofondatorul și CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, cu o avere estimată de Forbes la 2,7 miliarde de dolari. El ocupă în clasament locul 1268, în clasamentul în care figurează 2781 de persoane din întreaga lume, cu averi de cel puțin 1 miliard de dolari. 9 persoane au fost rănite, mai multe clădiri s-au prăbușit după un cutremur de 7,7 grade pe scara Richter, care a lovit estul Taiwanului. O alertă tsunami a fost emisă în insulă, în sud-vestul arhipelagului japonez, dar și în Filipine. Seismul a avut loc la ora locală 7:58 dimineața, 2:58 ora României, la o adâncime de 15,5 km, chiar în largul coastei de est, potrivit administrației meteorologice locale. A fost cel mai puternic cutremur care a lovit insula în ultimii 25 de ani. Acțiunile companiei chineze Xiaomi au crescut cu până la 16% marți. Vehiculul electric sport al producătorului de electronice lansat săptămâna trecută a atras un interes puternic, deși o prognoză a unei firme de brokeraj arăta că firma ar pierde aproape 10.000 de dolari pe mașină în acest an. Continuăm cu sport. Surpriză imensă în Cupa României, mai ales prin proporțiile scorului. Echipa de ligă secundă, Corvinul Hunedoara, a învins marți seară CFR Cluj, scor 4-0, producând surpriza sferturilor de finală ale Cupei României. La tenis, Jacqueline Cristian, locul 83 WTA, a învins-o pe sportiva americană Madison Keys, locul 18 mondial, și s-a calificat în opt-in la turneul de la Charleston de categorie WTA 500. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Ei bine, temperaturile se vor situa ușor peste cele normale în această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 15 și 23 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 11 grade. Cerul va fi temporar noros și va ploua local în zonele montane și submontane. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări la munte, în special în Carpații Orientali, dar local și nord, nord-est și centru. Discutăm, doamnelor, domnilor, continuăm practic discuțiile din prima parte, cele legate de NATO, de viitorul politic al lui Klaus Iohannis, care știm că țintește o funcție de conducere în Alianța Nord-Atlantică, funcția de secretar general, după ce mandatul actualului secretar, Jens Stoltenberg, ajunge la final și după ce își va termina mandatul de președinte pe care îl ocupă Klaus Iohannis. Discutăm și despre faptul că, iată, ieri am împlinit 20 de ani de apartenență la Alianța Nord-Atlantică, 20 de ani de NATO. Cum arată România astăzi față de cum arăta acum 20 de ani din punct de vedere al apărării? Cum e poziționată România în Alianța Nord-Atlantică? Sunt câteva răspunsuri
pe care o să încercăm să le obținem în minutele următoare. Și avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Ce șanse mai are Klaus Iohannis să ajungă secretar general al NATO după ce, prin vocea ambasadoarei SUA la București, practic Statele Unite și-au reiterat sprijinul pentru Mark Rutte, pentru fostul premier olandez? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, ne întoarcem la dezbateri în scurt timp. Da, am revenit în direct, doamnelor, domnilor, vă spuneam că o să continuăm discuțiile începute în prima parte despre NATO, despre Klaus Iohannis, despre țintele președintelui Klaus Iohannis, una dintre ele fiind tocmai asta, să ajungă în fruntea NATO. Încercăm să răspundem la întrebările la care nu am apucat să obținem sau pe care n-am apucat să le adresăm în prima parte a discuțiilor. Bun, îl avem alături de noi în această oră pe Mihail Dobre, istoric și diplomat. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am regăsit, domnule Dobre. Bună ziua, domnul Gheorghe, mulțumesc pentru invitație. Klaus Iohannis, domnule Dobre, organizează un summit. Bun, agenda nu are legătură neapărat cu NATO, însă ne așteptăm să facă un oarecare lobby Klaus Iohannis și pentru funcția pe care o țintește post mandat prezidențial, după ce își încheie mandatul de la Cotroceni. Pe de altă parte, ne uităm și la faptul că, iată, România, cu bune, cu rele, cu Klaus Iohannis, fără Klaus Iohannis, are 20 de ani de apartenență la NATO. Și ne întrebăm, firesc, cum arată România astăzi, după 20 de ani în care ne-am aflat sub această umbrelă de securitate nord-atlantică, alianței oferită de Alianța Nord-Atlantică. Cum arată România astăzi? Cum arată poziția României în Alianța Nord-Atlantică? Suntem un partener, un aliat puternic, un aliat serios, un aliat care, iată, măcar pe partea asta de cheltuieli pentru armată, pe partea asta... Cum stă România, cum e poziționată România în Alianța Nord-Atlantică? Dar haideți să le luăm pe rând, pentru că, bineînțeles, subiectul la care toată lumea este atentă e asta cu Klaus Iohannis. Ambasadoarea SUA în România, recent, chiar ieri, pe acest subiect, a spus că SUA îl sprijină în continuare pe Mark Rutte, fără să uite de, citez, bunul prieten Klaus Iohannis, bunul prieten al SUA pe care îl au cei din Statele Unite în președintele Klaus Iohannis, însă oficial SUA îl sprijină pe Mark Rutte. SUA, bineînțeles, cea mai puternică forță militară din Alianța Nord-Atlantică. După SUA, la aliații susținători Rutte, bineînțeles, se adaugă și alte puteri, cum ar fi Marea Britanie, Germania, Franța, de ce nu? Ce șanse are Klaus Iohannis în condițiile acestea? Domnul Gheorghe, trebuie spus că e un an important, 2024. Da. Anul 2024 înseamnă 75 de ani de NATO, înseamnă 20 de ani de apartenența României la NATO. Și ne putem aștepta, și este firesc acest lucru, ca în cursul acestui an să fie diverse manifestări care să celebreze ambele evenimente. De altfel, vreau să vă spun că în această perioadă, în aceste zile, Institutul de Studii Istorice și de Apărare al Ministerului Apărării Naționale organizează la Cercul Militar Național o conferință dedicată tocmai 75 de ani de NATO, 20 de ani de România în NATO și fiind conferință științifică, sunt personalități importante. Vreau să vă spun că e lăudabil, trebuie să spunem atunci când se întâmplă lucruri bune. Este lăudabil că acel institut de cercetări al armatei a reușit să aducă personalități de prim rang în ce privește analizele cu privire la rolul NATO, securitatea internațională, relevant, evident, din perspectiva acțiunii NATO. Dacă amintesc doar de Mark Cramer, Tom Blanton sau Svetlana Savranskaya, din capul locului am spus nume foarte mari cu contribuții excepționale din această perspectivă.
ne putem aștepta să fie și alte evenimente. Dumneavoastră ați făcut o listă foarte largă de probleme, nu știu dacă o să avem timp să le discutăm pe toate, ne organizăm un pic pentru aceste probleme. Candidatura domnului Iohannis la poziția de secretar general NATO. Domnul Iohannis este în ultimul an de mandat ca președinte al României, al 10-lea an de mandat. Și a debutat în acest an, în ianuarie, deja cu un mesaj legat de faptul că în Uniunea Europeană este bine să fie avut în vedere țările intrate mai recent în această structură, iar după aceea a anunțat oficial că domnia sa candidează pentru poziția de secretar general NATO. Vorbeam de anul 2024. Multe funcții se schimbă în anul 2024, nu numai la NATO, ci și la Uniunea Europeană. Domnul Iohannis știa despre ce vorbește în momentul în care anunța că este bine să fie avuți în vedere și cei din Europa Centrală și de Est, statele intrate recent și mai recent, nu atât de recent, totuși sunt 20 de ani, în Europeană și în NATO. Acum, strict diplomatic, eu vă spun că trebuie avut în vedere, în primul rând, faptul că toate pozițiile care se deschid spre a fi ocupate sunt în interiorul unor organizații și că nu se va supune la vot așa ceva. Cu alte cuvinte, cine obține mai multe voturi ocupă poziția respectivă. Fiind în interiorul organizațiilor, și Uniunea Europeană și NATO, sunt poziții care se negociază. Și trebuie să spun lucrul ăsta, nu se negociază cu ușile deschise și în văzul publicului. Se negociază pe canale diplomatice. Pornind numai de la acest fapt, deci o analiză simplă, simpla anunțare a candidaturii la poziția de secretar general NATO poate fi văzută drept o greșeală ca strategie de promovare a unei asemenea aspirații a șefului statului român. Încă o dată, pozițiile se negociază în interiorul acelor grupări, cazul NATO, cazul Uniunii Europene. Cazul NATO. Știm foarte bine că există un om politic care la final de mandat în țara sa, Mark Rutte, care a anunțat că nu va mai conduce guvernul, chiar dacă, să spunem, formațiunea sa câștiga alegerile desfășurate la sfârșitul anului trecut. Cu alte cuvinte, era liber de angajamente la nivel național și putea să se ducă spre o poziție în plan internațional. Mark Rutte, deci, era un candidat cunoscut. Mai mult, Mark Rutte are susținerea multor aliați din interiorul NATO și știm nu numai că americanii au reconfirmat pe canal diplomatic, dar a intrat în mediul public susținerea pentru Mark Rutte și evident salutul și aprecierea pentru șeful statului român, pentru că România este stat în NATO, este aliat și aliații nu se critică între ei, dar Mark Rutte se bucură de o foarte largă susținere. În acest context, domnul Iohannis a anunțat candidatura. Eu constat și sunt uimit, trebuie să spun lucrul ăsta, că pe diverse canale media, posturi de televiziune și nu numai, se spune, se va vedea, se discută în continuare și dacă nu se înturnește majoritatea, nu se înturnește unanimitatea pentru Rutte, avem celălalt candidat. Îmi pare foarte rău, trebuie să răspund celor care afirmă aceste lucruri. Unii dintre ei sunt oameni care au lucrat în diplomație. Nu așa se întâmplă. Când ai două candidaturi și nu reușești, două sau mai multe, și nu reușești să faci consensul în jurul uneia dintre ele, acele candidaturi pleacă toate și se fac noi nume. Așa se întâmplă. Ceea ce noi cu toții vom vedea că se va întâmpla în perioada următoare. Deocamdată avem un nume cunoscut de mai mult timp și un nume care s-a afirmat recent. Asta voiam să vă întreb. Știți că se tot discută și încă de când și-a anunțat candidatura Klaus Iohannis și sunt foarte mulți analiști care cred în scenariul acesta și voiam să-l comentăm puțin împreună. Mulți spun că Mark Rutte, deși la nivel oficial nu a existat un anunț din partea domniei sale, da, domne, vreau să candidez și așa mai departe, dar toată lumea îl vehiculează, clar sunt niște informații verificate, sunt vreo 28 de state membre, dacă nu mă înșel,
NATO, care îl susțin pe Mark Rutte, văzusem un titlu la un alt post de televiziune, Klaus Iohannis cu o oarecare susținere, dar sunt foarte mulți analiști care spun că, domne, s-ar putea dintre cei doi să mai iasă un al treilea, care acela să și ocupe în cele din urmă funcția de conducere în Alianța Nord-Atlantică. Adică să fie bătălia asta acum Rutte Iohannis și să apară un al treilea. Dacă credeți în scenariul acesta, și cine ar putea fi acest misterios al treilea om? Domnul Gheorghe, încă o dată, este o problemă care se discută în interiorul Alianței. Da. Urmează un summit aniversar, 75 de ani de NATO, iulie, Washington. Alianța va dori să vină cu un nume susținut de toți aliații și va dori, cum este firesc, să dea expresie unității. Cum este, cum am spus, firesc. Mai ales în contextul actual, când vedem ce se întâmplă în plan internațional, când avem diversi factori perturbatori pentru acel sistem internațional în care țările care sunt aliații noștri susțin stabilitatea internațională. Factorii perturbatori nu susțin această stabilitate internațională și mă refer direct la Rusia. Ori, NATO va dori să vină cu o poziție susținută de toți. Am spus mai devreme că nu se întâmplă că dacă nu am majoritate, nu am unanimitatea tuturor celor 32 de state membre pentru candidatul Rutte, mă duc la candidatul numărul 2. Nu așa se face. Se încearcă o nouă formulă de identificare de unanimitate. Asta presupunând că acele candidaturi anterioare ies toate. Eu nu știu ce anume a fost planul. Noi nu știm care a fost planul strategic pe care l-a avut domnul președinte Iohannis în momentul în care a anunțat public candidatura la poziția de secretar general NATO. Sper să fie avut un plan strategic, pentru că asta trebuie să presupună un plan A, un plan B, eventual un plan C. Nu știm acest lucru pentru că nu ni s-a spus. Da. Știm însă că dorește să devină secretar general NATO și constatăm că numeroase state își anunță susținerea pentru Mark Rutte. Acum, ca să completez ce spunea dumneavoastră mai devreme, chiar dacă Rutte nu a făcut un anunț precum domnul Iohannis, să știți că nimeni nu se apuca să spună îl susține pe Rutte fără ca guvernul olandez să fie anunțat ca noi susținem pe actualul premier, viitor fost premier Mark Rutte, în calitate de secretar general NATO. E clar că există o propunere oficială a țărilor de jos pentru candidatura domnului Rutte pentru poziția de secretar general NATO. Aici nu avem niciun fel de dubiu. Că va fi un al treilea o să apare numai în măsura în care, raportat la cei care sunt acum, nu se ajunge la unanimitate. Asta presupunând că acela care nu va fi ales să accepte acea situație, eventual se ducă spre o altă formulă de reprezentare a sa în plan internațional. La acest moment avem o super susținere pentru domnul Mark Rutte, și nu știu câte alte state susțin România, se vorbește despre Turcia, se vorbește despre Ungaria. Vă semnalez că Turcia și Ungaria au fost cele două state care au creat foarte mari probleme în interiorul Alianței de dată recentă, atunci când s-a pus problema ratificării protocolului de aderare a Suediei la NATO. Iar lucrul acesta nu a provocat plăcere și susținere în interiorul Alianței. Alianța dorește să aibă unitate, Alianța dorește să dea imaginea care se reflectă realitatea, aceea a unui comportament unanim al statelor membre ale acestei structuri. Ori ce-au făcut Ungaria și Turcia n-a fost tocmai pe linia acestui comportament. Nu știu dacă o candidatură se poate constitui pe susținerea acestor două state care de dată recentă au optat pentru tipul acesta de comportament, nu numai în plan internațional, ci în interiorul Alianței. E o întrebare la care evident putem să reflectăm. Constatăm însă o super susținere pentru candidatul Rutte. Să spunem că se va ajunge la situația în care aliații noștri mari, pentru că nu suntem doar noi în NATO, ne vor spune, avem un candidat, hai să încercăm să avem, mai ales ținând cont de contextul actual, susținerea pentru candidatul care se bucură de cea mai largă, de cel mai larg sprijin de către statele aliate, pentru domnul Rutte. În acel moment
în mod normal ar trebui să fie planul B pentru domnul Iohannis. Există acest plan B? Domnul Iohannis a făcut cunoscută această intenție de a candida pentru poziția de secretar general NATO, având în esență dorința reală și onestă, pe care nu eu nu bănuim că ar fi altfel, de a avea o poziție internațională de responsabilitate și respectabilă după ce își încheie mandatele de președinte al României? Adică va fi o formulă de repliere a domnului Iohannis către o poziție, repet, de responsabilitate și respectabilă în interiorul europene? Nu știm acest lucru. Vom vedea oricum ce se va întâmpla, pentru că deciziile trebuie luate, ele trebuiau luate la nivel NATO în aceste zile. Nu știm dacă va fi posibilă o decizie în aceste zile, dar faptul că partea americană a reiterat în plan diplomatic susținerea pentru rute mi-ar da semnalul că se încearcă realizarea, coagularea unei unanimități pentru un candidat în acest moment, care după aceea să fie anunțat public de mare unanimă de către statele membre. Da, 20 de ani de apartenență NATO. Cum arată România astăzi, domnule Dobre? Din acest punct de vedere, din punct de vedere militar, din punct de vedere al securității? Aici trebuie spus, domnule Gheorghe, eu am o poziție în care, evident, sunt și implicat personal, pentru că în anii 90, lucrând în Ministerul de Externe, având poziție de responsabilitate, am fost implicat direct în ceea ce înseamnă promovarea candidaturii României de aderare la NATO. Și știu anume cum anume s-a făcut, cât de greu a fost acel proces, ce eforturi au fost necesare. România merita și merită să adere la NATO. Este cea mai bună formulă de asigurare a securității noastre într-un context internațional care niciodată n-a fost simplu. Este o formulă, spun încă o dată, pe care o merităm, spun eu, ca popor, și care ne oferă o situație absolut inedită pentru noi ca țară. Este cel mai bun statut politic internațional pe care România l-a avut în istoria ei, chiar dacă la nivel național cetățenii noștri nu odată nu sunt conștienți de acest lucru, și mă justific de ce spun acest lucru, că e cel mai bun statut internațional, pentru că niciodată în istoria noastră națională nu am avut prima putere economică, politică și militară a lumii implicată prin tratat, prin angajamente, prin tratat în asigurarea securității României. Mă refer la Statele Unite ale Americii, parte la Tratatul Nord-Atlantic, semnat în 4 aprilie 1949, tratat la care am aderat în 2004. Despre asta vorbim. Deci suntem într-o poziție cu totul și cu totul excepțională. România este în NATO, România s-a bătut ca NATO să facă parte din mecanismele de funcționare a acestei alianțe, s-a zbătut și a obținut după agresiunea rusă în Ucraina ca și în România să fie un grup de luptă al NATO. Primele 4 grupuri de luptă au fost create acolo unde sunt punctele slabe, cele mai slabe, cele mai sensibile, cele mai nevralgice ale alianței. Mă refer la partea de nord-est, Polonia și cele 3 state baltice. Ulterior s-au constituit alte 4 grupuri de luptă acoperind tot zona flancului estic, dar și România. Pe teritoriul României se află elemente ale comandamentelor statelor membre NATO susținând poziția României. În plus, pe teritoriul României se găsește un element fundamental al acelui proiect atât de important și descriticat de președintele rus Vladimir Putin. Mă refer la proiectul privind apărarea cu rachete scutul antirachetă. Mă refer la facilitatea Aegis de la de Veselu. Ori, din această perspectivă am avut de-a face cu o consolidare treptată a poziției României ca stat aliat, cu această prezență directă pe teritoriul României a facilităților NATO. Apoi, constatăm că de când a apărut factorul perturbator Rusia, care a agresat Ucraina, și a fost percepția clară că nu poți să mizezi pe un comportament
rațional și responsabil din partea Rusiei. Pe teritoriul României vedem că există o prezență aliată din ce în ce mai consistentă, pentru că, Doamne ferește, în caz de nevoie, trebuie să putem să reacționăm imediat pentru apărarea României și a teritoriului statelor NATO. Aici trebuie însă, că a pus o întrebare și trebuie să dau răspunsul, în toate dimensiunile. Aici apare o problemă pe care autoritățile române o ridică cu o voce foarte scăzută și îmi pare rău că această voce este scăzută, aceea legată de faptul că în caz de asemenea situație specială în care România să fie obligată să intervină direct pentru a se apăra, noi avem în continuare dezbaterea legată de acea decizie greu explicabilă după aderarea României la NATO de eliminare a stagiului militar obligatoriu. Asta însemnând că ai o parte foarte importantă a populației, cu o zonă tânără a populației, de oameni care nu au o anumită pregătire militară, care, încă o dată, Doamne ferește, în caz de nevoie, să poată să reacționeze imediat la o încorporare pentru asemenea situație excepțională. Acum știți cum e, domnule Dobre, în caz de așa ceva, eu sunt unul dintre oamenii care se bazează mai degrabă pe Doamne ferește decât pe forță, pentru că nu știu să trag nici cu praștia, vă zic sincer. Domnul Gheorghe, dacă vă uitați atent în Tratatul Nord-Atlantic, se face referire în preambul la articolul 51 din Carta ONU, la Carta ONU, da. Iar în articolul 5 cu privire la apărarea colectivă se face direct referire la articolul 55 din Carta. Pentru ascultători și care se uită la postul noastră de televiziune, articolul 51 este ultimul din cel mai puternic capitol din Carte, capitolul 7, acela privind acțiuni de restabilire a păcii și securității internaționale. Articolul respectiv vorbește despre dreptul statelor la autoapărare individuală și colectivă. Ori, autoapărarea colectivă o facem cu NATO, autoapărarea individuală o facem pornind de la capacitatea noastră de a ne apăra. Ori, ele două trebuie să funcționeze împreună. De asta îmi exprimam mirarea pentru faptul că s-a mers atât de departe, însă n-a se renunța la stagiul militar obligatoriu. Nu vreau să spun că acel stagiu trebuia menținut în proporția de timp și în forma în care s-a desfășurat până la momentul respectiv. Pentru că vorbim după 1989 de o altă situație a cetățenilor români care luptă pentru un loc pe piața muncii și nu le poți cere tinerilor să părăsească locul de muncă pentru a-și face stagiu militar obligatoriu, iar după aia să revină în competiția pe piața muncii, eventual pierzând locul pe care îl aveau. Nu, trebuie elemente noi de angajare cu o reducere a acea perioadă de așa manieră încât, pe de-o parte, stagiul militar să fie acceptabil pentru populație și în același timp să poată fi lucrabil, să poată fi gestionabil de către autoritățile politice și militare ale statului român. Eu constat că există o foarte mare reticență a liderilor politici, am văzut mai mulți ministri apărării foarte reticenți în a pune de manieră tranșantă această problemă. Pentru această problemă trebuie discutată. Asta e problema, că eu nu cred că vreun cetățean din țara asta e atât de iresponsabil sau poate la momentul în care vorbim, poate există oarecare inconștiență sau așa, dar eu nu cred că dacă ar veni cineva, un lider politic să explice, doamne, suntem în situația asta, iată și alte exemple în Europa, ministrul apărării din Germania, din Marea Britanie, de prin Suedia, de prin țările Baltice, majoritatea, șeful militar NATO, sunt o grămadă de semnale trase de oameni implicați în zona asta de apărare, atât a Uniunii Europene, cât și a Alianței Nord-Atlantice, cât și în alte state non-europene, care vorbesc tocmai despre chestia asta. Dom'le, ar trebui să ne pregătim măcar să conștientizeze populația că pe un anumit orizont de timp mai mare, mai mic, poate exista un oarecare pericol. Și noi ne vin politicienii și ne spun, stați domnule liniștiți că nu avem nicio problemă. Se pregătește Germania, Polonia, de când a început războiul din Ucraina, Polonia se pregătește și s-a înarmat, a urcat cheltuielile pentru apărare chiar la 4% din PIB.
Da? Adică Polonia se pregătește, a devenit o mare forță armată. Germania, după al doilea război mondial, a început să se pregătească pe zona asta. Noi ne vin politicienii și ne spun, stați domnule, liniștiți că nu suntem în pericolul iminent de a ne ataca cineva. De acord, nu suntem în pericolul iminent de a ne ataca cineva, dar vedem și noi că dacă locuiești într-o anumită zonă a țării, în Tulcea, în Galați, în Brăila, în zonele astea, riști să ieși să bei cafeaua în curte și să te pomenești cu o dronă în curte. Și ce faci în momentul ăla? Nu te ataca nimeni, practic, dar dintr-o eroare, dintr-o chestie de genul ăsta, iată, te-ai pomenit cu drona în curte. Ce te faci? Da, Gheorghe, eu zic că e bine să spunem conaționalilor noștri, zic eu, lucruri foarte, foarte deschis. Pe asta încercăm, da. Faptul în sine că s-ar face stagiu militar, repet, mult mai scurt, e centrat pe instrucție pentru pregătire, pentru cunoaștere cu privire la cum funcționează organismul militar. Aceasta nu înseamnă că îi trimiți pe front imediat și că există pericolul imediat, ca să nu inducem un sentiment de insecuritate dintre conaționalii noștri. Vine cineva să nu trebuie lucrurile acestea cu niște exemple, așa cum am dat și eu mai devreme atâtea state, să vină să explice că nu cred că românii, dacă se uită, mai ales că știu care e situația de la graniță, avem cea mai lungă graniță cu Ucraina, vedem și situația cu dronele și cu astea, nu cred că dacă ar veni cineva transparent cu o funcție de decizie în statul român, poate președinte, poate, iată, premier, poate ministru apărării, să vină să explice, domnule, uite, se întâmplă chestia asta, haideți să fim și noi pregătiți într-un fel. Eu nu cred că românii ar fi, nu, domnule, că nu e niciun pericol, nu e nimic. Nu, probabil fiecare s-ar pregăti mental și pentru un scenariu negru, pe care evident nimeni nu și-l dorește, că nu-și dorește nimeni să fim atacați, dar vedem și noi ce se întâmplă în Europa. Toată lumea se pregătește, numai noi pare că nu facem nimic. Aș adăuga un element. Vă rog. În cazul în care, repet, Doamne ferește, în cazul în care există o agresiune la adresa statului român, evident că noi ne vom bucura de susținerea aliaților noștri. Dar trebuie să reacționăm și noi. Și nu se pune problema într-o asemenea situație, vă rog să vă uitați în legislație, inclusiv sau pornind de la legea apărării naționale din 1994, nu se pune problema să intervină numai structura profesionistă a armatei. Este o luptă de rezistență a poporului român. Cu alte cuvinte, într-o asemenea situație, elaborez strict teoretic, se produce încorporarea, mobilizarea, pentru ca să poți să reziști. Este vorba de interesul de a ne apăra ființa statală și interesul nostru de a ne apăra ca țară și, dacă vrei, și a bunurilor noastre. Să nu fim cotropiți, să nu se ajungă la situația de a... Uitați-vă la ce se întâmplă în Ucraina la acest moment cu distrugerile enorme de bunuri umane și materiale. Cu alte cuvinte, va fi nevoie de o reacție unitară a populației țării la solicitarea autorităților statului pe baza legislației în vigoare, iar reacția să fie una organizată. Fără frică, conștienți de faptul că este datoria noastră de a ne apăra țara și să știm să o facem într-un mod care să fie apropiat de cel profesionist, cu alte cuvinte, cu o pregătire militară. Da. Acest lucru trebuie discutat totuși. Da. Cineva va trebui să-și asume, iar aici este numai și numai sarcina autorităților publice române, să spună cetățenilor români, aceasta este situația, nu vă trimitem pe front, nu vă trimitem să muriți, dar voi trebuie să fiți pregătiți pentru cazul pe care nu-l dorim, pe care nu ne-l vom dori niciodată, de a fi atacați și de a fi pus în pericol integritatea noastră teritorială și independența națională. Poate nu se întâmple niciodată să fii nevoit să îți aperi țara, poate nu o să se întâmple niciodată acest lucru, da. Nu era și o vorbă, paza bună trece primejdia rea, adică... Absolut corect. Adică, Doamne ajută să nu se întâmple să fim în situația de... să fim puși în situația asta niciodată, dar... repet, vedem toate semnalele care se dau în jurul nostru și nu putem să ne bazăm... Pentru că și dacă citești cuvânt cu cuvânt articolele de la 3 până la 5, articolele NATO...
cam rezultă din chestia asta că, doamne, trebuie să te protejezi singur măcar până se întâlnesc aliații, până decid ce intervenție va fi sau în ce mod vor interveni, până sunt niște pași acolo în care tu trebuie să reziști măcar câteva ore până vin aliații respective. Adică trebuie să fii pregătit să pui în practică acele obiective de apărare colectivă ale alianței și nu este vorba doar de România. Trebuie să fii și tu capabil să susții aliatul care a fost atacat, pentru că asta înseamnă apartenența la NATO. De asta suntem într-o alianță, într-o structură de apărare colectivă. Ne apărăm, nu facem război de agresiune, nu avem asemenea obiective, noi dorim să apărăm sistemul de valori și rânduirile democratice pe care le avem în țara noastră. Și, bineînțeles, împreună cu aliații noștri în comunitatea democratică pe care o reprezentăm în interiorul NATO. Nu avem alte obiective. Da. Bun, vă mulțumesc, domnule Dobre. O să mai facem astfel de întâlniri, astfel de dialoguri. Poate reușim să ne organizăm, să ne întâlnim și față în față. Poate reușim noi măcar să mai tragem niște semnale de alarmă. Am văzut că mai sunt și alți colegi prin presă care încearcă cel puțin să tragă niște semnale de alarmă în acest sens. Acum, fiecare, știți cum e, face fiecare împătrățica lui ceea ce poate, astfel încât să ajungem așa cum trebuie. Aceste lucruri sunt foarte serioase. Da, bineînțeles. Discutăm despre multe. Putem să discutăm despre politică. Acest lucru este foarte serios. Este vorba de ceva care poate să vizeze integritatea noastră, poate să vizeze ființa noastră națională. Pentru asta nu avem voie să ezităm. Da. Aceea este necesar ca lucruri de acest tip, de manieră serioasă, organizată, aș spune, fără să inducem vreun sens de teamă, aceste lucruri trebuie discutate. Da. De manieră conștientă, conațiunea noastră, cetățenii români trebuie să cunoască aceste lucruri. Da. Iar autoritățile să adopte măsurile potrivite. Aliații noștri o fac, sunt un exemplu pentru noi, și Polonia și Germania. E bine să urmăm acea linie. Da, rămânem cu mesajul acesta în această oră, domnule Dobre. Vă mulțumesc, vă mai așteptăm la Prima News. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză acum, câteva minute. La fix ne întoarcem cu titlurile orei 14 și ultima parte de dezbateri. Tot pe teme externe, alt punct strategic pentru România, Schengen. Practic, ministrul Predoiu s-a dus până la Viena și România și domnul Predoiu a mai primit un nein categoric din partea Austriei vis-a-vis de aderarea terestră la spațiul de liberă circulație. Pauză, ne întoarcem. Am revenit în direct, ultimul calup de titluri, știrile orei. Orei 14. Președintele Klaus Iohannis găzduiește miercuri la Palatul Cotroceni împreună cu președintele Consiliului European Charles Michel o reuniune dedicată pregătirii viitoarei agende strategice a Uniunii Europene. La reuniune participă și premierii Belgiei, Ungariei și Croației. Situația de la Poșta Română s-a deblocat, iar pensionarii nu mai sunt în pericol să nu-și primească banii la timp. Ministrul Digitalizării Bogdan Ivan a anunțat că după zeci de ore de negocieri s-a ajuns la o formă finală a contractului colectiv de muncă dintre sindicatul reprezentativ și compania națională Poșta Română și a precizat că angajații vor primi o creștere salarială cuprinsă între 350 și 370 de lei net. Majorarea va fi acordată în două tranșe, de la 1 iunie și de la 1 septembrie. Mergem mai departe. Siemens Mobility și Astra Vagoane Călători au încheiat un nou acord în baza căruia compania germană va furniza 125 de boghiuri, iar cea românească va produce tramvaie Imperio licențiate de Siemens Mobility. Aceste tramvaie vor fi proiectate special pentru piața din România. Tramvaie asemănătoare sunt în prezent fabricate de Siemens Mobility pentru orașele München, Nürnberg și Copenhaga. Alertă la o școală din centrul Timișoarei, zeci de elevi și profesori de la Colegiul Național CD Loga au ajuns la spitalul de copii sau la spitalul municipal din Timișoara cu simptome de intoxicație.
Nu se cunoaște însă cauza, mai ales că unitatea de învățământ nu are cantină, nu este racordată la gazele naturale și nu a fost făcută recent vreo dezinsecție sau vreo deratizare. Cursurile școlare, bineînțeles, au fost suspendate. O ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență a avut loc la prefectură. DSP Timiș a trimis la laboratoare probele luate de la Colegiul C de Loga. România are șanse, 6 reprezentanți în clasamentul miliardarilor lumii, publicat de revista Forbes. Este vorba despre Daniel Dines, Ion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Pavel, Ion Stoica și Matei Zaharia. Averile lor cumulate ajung la 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat român este Daniel Dines, în vârstă de 52 de ani, cofondatorul și CEO-ul companiei din domeniul tehnologiei UiPath, cu o avere estimată de Forbes la 2,7 miliarde de dolari. Ocupă locul 1238 în clasamentul, în care figurează peste 2700 de persoane din întreaga lume, cu averi de cel puțin 1 miliard de dolari. 7 persoane au murit și circa 700 au fost rănite, mai multe clădiri s-au prăbușit, asta după un cutremur devastator de 7,7 pe Richter, care a lovit estul Taiwanului. O alertă tsunami a fost emisă în insula Okinawa, în sud-vestul arhipelagului japonez, dar și în Filipine. Seismul a avut loc la o adâncime de 15,5 km, chiar în largul coastei de est, potrivit administrației meteorologice locale. A fost cel mai puternic cutremur care a lovit insula în ultimii 25 de ani. Guvernul rus va compensa costurile cu dobânzile ale băncilor, care au oferit suspendarea plății împrumuturilor militarilor care luptă în Ucraina. Executivul acoperă 50% din dobânda acumulată la împrumuturi. Băncilor li s-a ordonat să organizeze aceste suspendări ale plăților pentru împrumuturile acordate militarilor și familiilor acestora, deoarece statul rus a încercat să stimuleze oamenii să lupte în ceea ce numește o operațiune militară specială în Ucraina. Continuăm cu sport, surpriza imensă din Cupa României, mai ales prin proporțiile scorului. Echipa din Liga Secundă, Corvinul Hunedoara, a învins marți seară CFR Cluj cu scorul de 4-0, producând surpriza sferturilor de final ale Cupei României. La tenis, Jacqueline Cristian, locul 83 WTA, a învins-o pe sportiva americană Madison Keys, locul 18 mondial, și s-a calificat în optim la turneul de la Charleston, turneu de categorie WTA 500. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Temperaturile se vor situa ușor peste cele normale în această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 15 și 23 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 11 grade. Cerul va fi temporar noros și va ploua local în zonele montane și submontane. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte, vântul va avea intensificări la munte, în special în Carpații Orientali, dar local și în nord, nord-est și centru. Discutam, doamnelor, domnilor, vă spuneam și înainte de pauza precedentă despre Schengen, despre marile pierderi pe care le are România din cauza faptului că nu am aderat la spațiul Schengen și cu frontierele terestre, mă refer, și despre cum Austria a mai oferit un refuz României prin vocea lui Gerhard Karner, ministrul austriac de interne, într-o întâlnire cu omologul său român, Cătălin Predoiu. Austria mai zice un nein categoric țării noastre, cel puțin momentan, pe zona extraterestră. Acum să vedem dacă mai rămân în picioare argumentele autorităților care spun că până la finalul anului România va adera complet la spațiul Schengen. Momentan, cel puțin, pare că mai stăm puțin la poarta terestră Schengen. Și avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Cum ar trebui să gestioneze România dosarul Schengen după ce a primit din nou un nou refuz din partea Austriei? Pauză, ne întoarcem.
Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, cu ultima oră de dezbateri, ultima parte a dezbaterilor. Discutăm despre Schengen. L-avem alături de noi pe Laurențiu Gâdei din partea Partidului Social Democrat și în foarte scurt timp o să ni se alăture și din partea Partidului Național Liberal, europarlamentarul Daniel Buda. Domnule Gâdei, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bun găsit! Bună ziua și eu vă mulțumesc! Pare că mai stăm puțin la poarta terestră Schengen, cel puțin din declarațiile ministrului austriac de interne, și pare că din nou am fost prinși ușor în offside, în sensul în care s-a deplasat Cătălin Predoiu la Viena și s-a întors cu un același nine categoric din partea Austriei pe zona asta terestră. Practic, ne mulțumim în continuare cu această feliuță din tortul care ni se cuvine, sau cum ar trebui să... Ne mulțumim deocamdată, aș corecta eu, și vă spun și de ce. Chiar dacă au fost foarte multe declarații de-a lungul timpului cu acest Schengen și cu nedreptatea pe care unii europeni o arată și o fac către România, care nu mai are rost să vorbim că îndeplinește toate condițiile și le îndeplinește de mult pentru a fi partener egal în spațiul Schengen. Dar, dincolo de toate astea, vreau să vă reamintesc faptul că nu prea se știa în spațiul public românesc că vom fi acceptați în aer Schengen, de exemplu, adică ceea ce înseamnă cu avioanele. Și uite că vestea a venit repede peste noi și a început să producă efecte, pentru că de la întâi nu mai avem aceste restricții de călătorie cu Schengen, adică controlele suplimentare. Tot așa, premierul României, președintele Marcel Ciolacu, a spus și a afirmat că este un deziderat al actualei guvernări, astfel încât până la finalul anului să avem certitudinea și garanția partenerilor noștri internaționali, europeni mai ales, că vom accede și terestru în Schengen. Pentru noi este un lucru de la care nu putem face rabat și nu putem ceda în niciun sens. Negocierile la acest moment cu toți partenerii noștri europeni sunt extrem, extrem de intense și avansate, chiar dacă informații publice destinate opiniei publice nu prea sunt așa foarte multe, dar chiar dacă, dincolo de declarațiile unor politicieni sau altora din Uniunea Europeană, în speță, cum vorbeați dumneavoastră, în Austria, avem certitudinea că anul ăsta se va întâmpla. Și se va întâmpla pentru că nu există niciun singur motiv plauzibil și europenii serioși cunosc acest aspect pentru care România să nu fie primită cu drepturi depline în acest acord Schengen. Mai mult decât atât, pentru România va însemna un lucru enorm de important în ceea ce privește partea economică, finanțele, pentru că vor fi foarte multe venituri care vor veni datorită accederii noastre și în spațiul Schengen, și nu doar pentru statul român, ci și pentru foarte mulți antreprenori din România și pentru tot ceea ce înseamnă viața economică din România. Deci lucrurile sunt pe drumul cel bun, chiar dacă, repet, mai sunt declarații ale politicienilor care ne umbresc un pic oarecum speranțele. Eu am convingerea că partenerii serioși europeni duc tratative în continuare, astfel încât România să primească ceea ce merită de fapt. Domnule Gâdei, da, acum realist vorbind, ce mai e de negociat? Adică știm cu toții că de 11 ani, 12 ani, România îndeplinește toate condițiile. Am acceptat anumite compromisuri ca să primim și această feliuță de tort. Adică s-au încheiat niște acorduri cu Austria vis-a-vis de controle, vis-a-vis... Adică am făcut anumite concesii extra condițiilor deja îndeplinite de noi. Și acum ni se spune că negociem în continuare. Adică pare că negociem un drept, pare că negociem... Politica, ceea ce de fapt aveți tot dreptul, aveți dreptate.
Politica externă a țării este un subiect sensibil și delicat. De multe ori, să știți că parte din foarte multe discuții, ca să spun așa, să nu mai folosesc cuvântul negocieri, nu sunt destinate spațiului public. Asta nu înseamnă că cedăm noi, Doamne ferește, ceva. Nu, pur și simplu este vorba despre diplomație și o diplomație europeană normală și modernă va câștiga până la urmă, în sensul că România va intra cu dreptul de plin în spațiu Schengen. Mă repet, pe lângă faptul că românii noștri din diaspora vor avea dreptul să circule nestingherit, să nu mai stea la cozile alea umilitoare, intermitente, și agenții economici și România pe ansamblu vor avea de câștigat de pe urma acestui Schengen. Repet, discuțiile sunt serioase, sunt pertinente, sunt reci, fără sentimente și vor avea sfârșit de izbândă. Cine ar trebui să-și asume succesul ăsta de etapă? Sau cine își asumă succesul ăsta de etapă? Pentru că... Nu știu dacă vreți, ne mă întorc puțin și în istorie și vă spun, putem noi cei de la Partidul Social Democrat să ne asumăm intrarea în NATO, intrarea în Uniunea Europeană? Da, putem, pentru că la vremea respectivă noi guvernam și noi am făcut toate diligențele necesare intrării în aceste cluburi foarte selecte care și-au arătat pe deplin favorabilitatea pentru România și chestiunile pozitive pentru România. Air Schengen a fost, pot să spun, timpul premierului Marcel Ciolacu, da, pot să spun, tot de la Partidul Social Democrat. Indiferent de cine ar trebui să-și asume politic o asemenea victorie sau un eșec, indiferent cine guvernează sau cine conduce România, acest lucru trebuie să se întâmple, pentru că se întâmplă pentru români, indiferent de simpatia politică pe care o are sau nu. Nu de alta, dar pare că atât PSD cât și PNL declarativ își asumă cumva acest succes, chiar și de etapă, așa cum a fost numit. Adică... Eu știu că în perioada mandatului domnului Ciucă nu s-a întâmplat nimic, dar în perioada domnului președinte Ciolacu, domnului premier Marcel Ciolacu, uite că s-a întâmplat și avem, așa cum spunea dumneavoastră, la începutul. Liberalii spun că este un subiect care, într-adevăr, acum s-a întâmplat în timpul mandatului domnului Ciolacu, dar negocierile și presiunea pusă de România pe Austria. Vreau să vă aduc aminte că familia politică din care face europeană, din care face parte Partidul Social Democrat, este familia politică care în unanimitate a susținut România pe acest drum. Repet, unanimitate. Dacă mă uit în familia cealaltă politică din care face parte Partidul Național Liberal, veți vedea că nu am avut o unanimitate sau glasuri la unison care vor susține și au susținut acest lucru. Vă mai completez un lucru, apropo de ce spuneți, intru în retorica dumneavoastră. La momentul când am intrat în NATO și la momentul când am intrat în Uniunea Europeană, Partidul Național Liberal era pe scena politică românească, asta nu înseamnă că a avut un merit la momentul respectiv. Da. Bun, realist vorbind, pe ce ne bazăm când spune, că ați spus și dumneavoastră mai devreme, că până la finalul anului e un deziderat, angajamentele da, partenerilor internaționali luate față de România, luate față de guvernul României condus la acest moment de domnul premier Marcel Ciolacu, sunt lucruri evidente la nivel declarativ, în marea lor majoritate liderii europeni care contează susțin și fac presiuni. De altfel ați văzut că și la Comisia Europeană și în Consiliul Europei și în Parlamentul European au tot trecut fel de fel de rezoluții și de discuții. Deci lucrurile din punctul ăsta sunt foarte, foarte avansate. Discuțiile sunt foarte avansate. A, că nu avem o declarație asumată a celor care nu s-au opus până la acest moment, da, e o altă poveste, dar sunt convins că la momentul oportun și acei parteneri europeni își vor schimba declarațiile și vor recunoaște necesitatea, nevoia și dreptul României de a se afla în spațiu Schengen. Păi da, pare
pare că susținerea asta de care se bucură într-adevăr România de la statele membre, de la majoritatea statelor membre, de la Uniunea Europeană, de la instituțiile Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, pare că nu au reușit toate aceste forțe să pună o presiune suficient de mare pe Austria și pare că ne bazăm, că am mai ascultat și am mai auzit și argumentul legat de alegerile din Austria. Dom'le, se va schimba clasa politică acolo și poate va veni la putere un politician sau niște politicieni, un grup de politicieni în Austria, ceva mai îngăduitori cu România și cu Bulgaria, vis-a-vis de spațiu Schengen. Însă sunt foarte mulți analiști care spun că indiferent cine va veni sau după ce se vor termina toate alegerile europarlamentare și locale prin statele membre, că tema asta a migrației va rămâne destul de puternică la nivel european. Adică ne bazăm doar pe speranța că vor veni niște politicieni ceva mai îngăduitori cu România? Nu, nu ne putem doar baza pe speranță, ne putem baza pe ceea ce declară în mod repetitiv lideri importanți din Uniunea Europeană, ne putem baza pe faptul că până la urmă Austria nu este așa o enclavă în interiorul Uniunii Europene care să-și permită să-și bată în continuare joc de două state extrem de importante ale Uniunii Europene, pentru că noi, România fiind a șasea mare țară din Uniunea Europeană, nu vom mai putea aștepta și nu vom mai tolera la nesfârșit această atitudine. Ea trebuie să se stopeze, să înceteze și grație eforturilor comune a statelor europene în majoritatea lor covârșitoare care susțin aderarea României la spațiul Schengen, a tuturor politicienilor importanți, responsabili, sunt convins și conștient că acest lucru se va întâmpla și România în sfârșit va avea o dată exactă atunci când va face parte din acest club select. Fac mențiunea că tema migrației, în ceea ce privește România, știți foarte bine că este o temă absolut aiuritoare, falsă, având în vedere numărul migranților care tranzitează spre Uniunea spre vestul Europei, România, pentru că nu mai suntem de mult și nici nu am fost o rută atât de interesantă și de importantă de tranzit a celor care își doresc să se numesc acei imigranți clandestini ilegali care ajung pe teritoriul statelor europene. Deci acest lucru nu mai poate continua la nesfârșit. Evidențele, statisticile, forurilor internaționale europene care monitorizează acest aspect, fără doar și poate ne dau nouă dreptate și nu există acest subiect decât ca un motiv așa subțire de care încă se agață cu obstinație cei care nu ne doresc în acest club select. Eu sunt convins că ulterior, când vor mai primi rapoarte și cifrele privind acest fenomen, își vor revizui comportamentul și atitudinea față de ceea ce privește România în această interesantă poveste pe care o trăim, din păcate, așa la nesfârșit și ne doare. Ne doare pentru că chiar dacă noi îndeplinim de ani buni condițiile impuse, totuși suntem oarecum ținuți. Dar gândiți-vă că acest proces este un proces, și o spun cu toată responsabilitatea, un proces ireversibil. Și când vă spun că este ireversibil, tocmai argumentul de bază este faptul că am fost primiți în aer Schengen. Deci primul pas a fost făcut. Nu are cum să se mai oprească nimeni, nu mai are cum să oprească nimeni, oricât de înverșunați ar fi, parcursul României așa cum este normal să se întâmple. Da. Ce voiam să mai adăugăm? Cum vedeți acordul la care a ajuns România cu Austria vis-a-vis de aderarea asta la Air Schengen și Schengenul maritim? Noi am acceptat acolo mai multe controle la graniță, a fost și subiectul ăla cu ofițerii de poliție austrieci prin poliția Frontex. Vreau să vă spun un lucru. Pare că ne îndepărtăm de definiția Schengen, care e un spațiu de liberă circulație. Nu, noi aducem mai contextul, multe controle. Contextul actual și internațional
indică oarecum un fel de prudență nefondată, ca să spun așa, din partea austriecilor. Vreau să vă spun că ofițeri de poliție vamală sau poliție de frontieră, mai bine spus, la frontierele României, de exemplu, pe partea estică, sunt de mult timp observatori care monitorizează, care ajută, care sprijină, tocmai pentru că suntem în acest club select al Uniunii Europene. Adică acest lucru nu ne încurcă cu nimic și nu face cu nimic acest deziderat așa să îl îndepărtăm mai mult. Nu, dimpotrivă, dacă își doresc să se convingă de o evidență pe care noi o știm și foarte mulți europeni o știu, n-au decât să vină, să stea alături de noi și se vor convinge cu siguranță. Adică e un lucru absolut cât se poate de firesc. Președintele Klaus Iohannis putea face mai mult pentru România? Care e opinia dumneavoastră? Știți cum este politica externă a României? Da. Are un șef. Acesta este șeful statului. Bineînțeles că la pachet cu ministrul de externe, la pachet cu ministrul de interne, cu premierul României, da, se fac eforturi și s-au făcut și se vor face în continuare până ne vom atinge acest obiectiv. E greu să cântărești, să spui dacă a făcut sau nu a făcut suficient. E foarte dificil pentru că, repet, diplomația este extrem de subtilă și delicată și de multe ori nu face obiectul știrilor publice. Dar n-ar trebui să facă? Adică n-ar trebui să existe o transparență măcar pe... Am înțeles, pe ce ține de securitate, cum e cu Ucraina și cu sprijinul oferit de România Ucrainei, hai să înțelegem, sunt niște rațiuni de securitate, niște rațiuni care țin de zona asta de, cum spuneam, de apărare. Poate acolo putem înțelege argumentul, domnule, stăm la secret, dar pe temele mari... Haideți să vă spun să o priviți într-o altă logică cât se poate de firească și normală. Noră. Atunci când premierul României, domnul Marcel Ciolacu, declară și spune că România va atinge acest obiectiv în anul ăsta, cred cu siguranță că se bazează pe mult mai mult decât ar putea spune în spațiu public. Tocmai din cauza asta sunt convins că România va fi membru deplin în spațiu Schengen. Da, asta pentru că foarte multe întrebări, tocmai pentru că e un subiect important, e un subiect care poate ar trebui discutat la cel mai înalt nivel, adică la nivel de șef de state. De asta ne întrebăm dacă președintele Klaus Iohannis a făcut suficient, pentru că acum trebuie să fim realiști și cei de acasă știu acest lucru de foarte multe ori, în foarte multe situații, că n-ar trebui să ne fie teamă să spunem lucrurilor pe nume. Președintele Klaus Iohannis a fost ușor deconectat de la anumite subiecte. Prin prerogativele pe care le are președintele statului de reprezentativitate în forurile europene, e treaba ce a făcut dumnealui acolo, doar dumnealui știe sau ce ne-au comunicat cei de la administrația prezidențială. În schimb, putem vedea că relațiile cu partenerii noștri europeni și nu numai s-au revitalizat odată cu preluarea guvernării de către premierul Marcel Ciolacu, pentru că l-am văzut în dese întâlniri, în întâlniri foarte importante cu oameni extrem de importanți ai statelor Uniunii Europene și nu numai. Da. Asta ne duce cu gândul că, într-adevăr, la momentul ăsta putem vorbi despre o revigorare a relațiilor internaționale, pe cât îi permit prerogativele premierului României, dar e un lucru evident care se vede și este de apreciat. Cred că suntem pe drumul cel bun, tocmai și pentru faptul că premierul Marcel Ciolacu s-a implicat foarte mult în ceea ce privește armonizarea, strângerea relațiilor cu partenerii noștri europeni, și nu numai. În ce președinție a Consiliului European o să poată să adere România? Îmi este greu să vă spun la momentul ăsta. Eu cred că anul ăsta vom avea o dată exactă. Deci nu neapărat o aderare, cât un orizont clar, spuneți. Nu, un orizont clar. Asta poate fi 1 ianuarie, de exemplu, dar nu mă pot pronunța eu. Tocmai asta vă spune că anul ăsta vom avea o dată exactă și precisă a ceea ce România așteaptă de atât de mult timp și este pe nedrept ținută la ușă de unii sau alții. Da. Imediat o să ni se alăture și Daniel Buda din partea Partidului Național Liberal și o să vedem cum văd și partenerii dumneavoastră de
guvernare acest lucru, pentru că încă din acest weekend a apărut așa o sarabandă de poze, de laude la adresa fiecărui partid cu acest succes de etapă. Și dumneavoastră, dumneavoastră spuneți de premierul Marcel Ciolacu și de liderul PSD. De partea cealaltă, PNL spun că președintele Klaus Iohannis și ministrul de interne, ei ar fi, plus europarlamentarii liberali mai vocali, domnul Rareș Bogdan, domnul... Și așa mai departe. Dacă ești foarte vocal când prinzi microfoanele presei din România, asta nu înseamnă că ai rezolvat problemele României. Da. Asta este un lucru clar. Și vă repet ceea ce am spus anterior, faptul că familia europeană politică din care face Partidul Social Democrat și-a arătat susținerea 100% pe acest obiectiv. Da. Dacă ne uităm la ceilalți, parcă nu vom avea aceeași susținere de 100% cu toate vocalizele europarlamentarilor de la PNL. Iertați-mi ironia, dar acest lucru nu s-a întâmplat la acest moment deocamdată. Haideți să-l salutăm pe Daniel Buda din partea Partidului Național Liberal. Domnule Buda, mulțumesc că ați acceptat invitația. Iată, mai avem câteva minute din această dezbatere. A primit România un nou nu din partea Austriei, un nou refuz, cel puțin de la acest moment. După vizita lui Cătălin Predoiu, ministrul de interne acolo, am mai obținut un nu pe partea asta terestră, acolo unde ne arde cel mai tare din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar, cele mai mari mize și cele mai mari pierderi sunt pe zona asta terestră. Când vedeți un orizont clar în care ar putea adera România la spațiul Schengen? Și apropo de ce discutam cu domnul Gâdei din partea Partidului Social Democrat, partener de guvernare aici în România, nu știu la nivel european cât de coalizate sunt cele două partide, însă în România avem această coaliție în care cred că ați auzit și dumneavoastră o parte din răspuns vis-a-vis de europarlamentarii PNL. Vă rog. Da, nu vreau să comentez afirmația domnului Gâdei legat de vocalizele unora sau altora. Noi în Parlamentul European lucrăm foarte bine împreună cu colegii de la PSD sau de la grupul SND, pentru că aici discutăm de ceea ce înseamnă până la urmă reprezentarea intereselor României și nu interesele unui partid sau altul. Acum, legat de ceea ce înseamnă această intrare a României în spațiul Schengen, lucrurile stau în felul următor. Și este important și domnul Gâdei să înțeleagă niște lucruri și poate și explică în spațiul public, dacă sigur nu poate să facă acest lucru, și anume că 7 state din Uniunea Europeană au intrat în 2 etape în spațiul Schengen, inclusiv Austria. Evident, ne-am fi dorit cu toții și absolut de acord cu toată lumea care vine și spune că suntem pregătiți pentru a gestiona în mod eficient granițele Uniunii Europene și că din punct de vedere tehnic am fost și suntem capabili să asigurăm securitate și stabilitate în această parte a Uniunii Europene și că merităm să fim în spațiul Schengen pe deplin. Nimeni însă, niciun om responsabil și niciun decident politic nu se va aștepta ca după vizita domnului Predoiu de ieri, pare mică, dacă bine țin minte, da, să venim odată fermă, asumată în spațiul public de intrare în spațiul Schengen. Atât eu cât și șeful de partid al domnului Gâdei am spus însă că ne preocupă să intrăm în spațiul Schengen până la finele anului 2024 și că acest lucru este extrem de important să se întâmple și în acest context este de asemenea extrem de important să putem gestiona și să demonstrăm capacitatea de a gestiona în această perioadă, iată, intrarea României în spațiul Schengen pe care aeriană și în această logică să mai fac diverse controle prin aeroporturi despre care am văzut că mai scrie presa pe aici pe acolo, de altfel controle care se fac și în alte state membre ale Uniunii Europene, chiar dacă ele sunt în spațiul Schengen de foarte multă vreme. De aceea, în opinia mea, sigur, suntem un optimism moderat că România va face ceea ce este necesar pentru a putea intra spațiul Schengen în anul 2024, deoarece, așa cum am spus, merităm din plin, din perspectiva ceea ce înseamnă condițiile tehnice. Politic, de asemenea, România a demonstrat stabilitate, pentru că multă lume nu credea în ceea ce se întâmplă, că va fi un lucru bun în România, că această alianță între PSD și PNL, și iată, slavă Domnului, că am reușit să demonstrăm în spațiul public că această alianță a asigurat stabilitatea absolut indispensabilă într-o perioadă extrem de complexă și complicată
și un război la graniță, astfel încât eu spun că putem să ne așteptăm într-adevăr ca anul 2024 să ne aducă intrarea României în spațiul Schengen pe deplin. Da, imediat îl las pe domnul Gădei să vă răspundă. Poate românii, noi presa, poate am stat ceva mai liniștiți dacă Austria, prin vocea celor care se opun politică, acum toată lumea spune Austria, dar e un termen mult prea general. E o mână de politicieni aflați la putere în Austria care se opun, adică nu e vorba de Austria în ansamblu ei sau un ansamblu clasei politice. Poftim? Da, două secunde numai. Vreau să vă spun un pic, să vă spun un lucru. Austria nu are neapărat o problemă strict cu România. Asta voiam și eu să subliniez. Mai ales că s-a demonstrat foarte clar că nu România este furnizoarea de migranți în Austria. Austria a avut de verbalizat, de obiectat, vis-a-vis de ceea ce înseamnă funcționarea spațiului Schengen în ansamblul său. Și România a fost doar, să spun așa, ocazia prin care s-a manifestat aceste păi da, da, dacă e o problemă în Austria cu ansamblul spațiului Schengen, de ce au fost de acord cu aderarea Croației la 8 decembrie 2022? Adică da, ori nu le extindem, ori nu le extindem deloc, ori le extindem doar parțial așa cu cine vrem. Adică aici e o problemă și aici e greu. Asta am spus corect, așa este. Asta am spus și noi și tocmai de aceea am forțat pe această intrare a României pentru Schengen pe calea aeriană, dar este important de reținut faptul că ei au avut de obținut de la Comisia Europeană câteva chestiuni legate de ceea ce înseamnă acest dosar privind azilul și migrația și de altfel s-a și adoptat destul de repede acel regulament care presupune gestionarea eficientă a migrației în așa fel încât să prevenim apariția unor migranți în diverse părți ale Uniunii Europene fără să-i putem gestiona. Nu, și asta începusem să spun că poate toată lumea folosește așa de Austria. E o mână de politicieni acolo care se opun, au o agendă locală legată de migrație și așa, și suntem un soi de victime colaterale, adică nu vreau să înțeleagă cei de acasă, cei care se uită la noi că arătăm cu degetul spre toată Austria sau spre toată clasa politică de la Viena. Pe de altă parte, poate am stat ceva mai liniștit sau poate ar avea o altă greutate ceea ce spuneți, domnule Buda, domnule Gâdei, asta cu finalul anului. Dacă am afla un termen clar venit chiar de la cei care ni se opun. Adică cum am știut în decembrie, pe 10 decembrie anul trecut, în 2023, ni s-a spus chiar de către partea austriacă, domne, pe la finalul martie România, în urma unor negocieri, unor acorduri, România va adera la spațiul aerian și maritim Schengen. Pe partea terestră, Austria de fiecare dată nu oferă niciun orizont clar. De aceea încercăm să înțelegem pe ce ne bazăm în momentul în care atât dumneavoastră, domnule Buda, că na, reprezentați PNL în acest dialog, dar și alți membri, colegi de-ai dumneavoastră, la fel au spus de finalul anului 2024. Într-adevăr, sunt state care la fel au aderat în două etape, dar știa o dată clară pentru a doua etapă. La asta încercăm să ajungem și asta încercăm să obținem. Măcar un orizont, să zică austriecii, domne, pe data cu tare, la final de 2024, început de 2025, putem vorbi de o aderare completă sau ceva. Ei nu oferă probabil că vor să vadă cum funcționează spațiul Schengen sau cum funcționează între România spațiul Schengen pe calea aeriană și chiar spuneam ieri când am zburat de pe aeroport celor de la Poliția de Frontieră care făceau controle aleatorii și am rugat să fie extrem de vigilenți în ceea ce înseamnă identificarea unor posibile cazuri de încălcare a legii, în așa fel încât să ne demonstrăm capacitatea de a gestiona în mod eficient acest moment. Și probabil că o să se vadă foarte clar că România are personalul instruit să identifice posibilele încălcări ale legii, că luăm rapid măsuri, în așa fel încât, iată, în decembrie să putem intra în spațiul Schengen. Sigur, și eu mi-am dorit acest lucru ca și dumneavoastră, și domnul Gâdei la fel. Dar suntem în această situație în momentul de față și este important, până la urmă, repet,
stăm în fața bateriei asta, ceea ce înseamnă gestionarea eficientă a acestui spațiu în acest moment. Nu mai avem timp, din păcate, ca o concluzie. Îi rămăsesem dator domnului Ghidei în 30 de secunde, dacă dorește să vă răspund. Efortul comun a celor două partide, PSD și PNL, este clar pentru aderarea la Schengen. Se fac aceste eforturi. Nu știu de ce domnul Buda a ținut să-mi amintească că alte state au făcut în la fel, în două etape, accederea în spațiu Schengen total. Important este să se întâmple, pentru că beneficiul va fi pentru România și pentru toți românii și nu pentru un partid sau altul. Vă mulțumesc, domnule Ghidei. De acord cu dumneavoastră, domnul Ghidei, am absolut de acord cu dumneavoastră. Nu, că domnul a fost, mă rog, o contră cu dumneavoastră. Domnul a spus ceva de care vocalizele europarlamentarilor PNL. Păi am vocalizat și eu și domnul Tudose și toată lumea aici prin Parlamentul European, evident. Vă mai invit în această formulă și continuăm dezbaterea. Au mai rămas câteva întrebări. Vă mulțumesc, domnule Buda, domnule Ghidei. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, pentru atenție, că ați fost alături de noi. Și să vă reamintesc că mâine, joi, Prima News continuă turul României. Prima News este în turul României, ajunge la Sibiu, așadar niște ediții foarte interesante de acolo, de la Sibiu. Ne revedem mâine la ora 12. Rămâneți cu bine!